În ce ipostază te simți mai bine, ca antrenor sau ca jucător? Era mai ușor ca jucător, dar acum îmi place antrenor foarte mult și sper să fac progres în acest sens. Încerc să mă perfecționez tot timpul și vreau să ajung cel puțin pe urmele carierei de jucător. Cât era dor de ipostaza asta, să fii în teren ca jucător? Da, normal că mi-eram. Am lăsat de aproape 7 ani de fotbal. Am mai jucat, dar nu pe teren așa mare. Nu prea mai am reflexe, sincer, să fie destul de greu din punct de vedere fizic, însă mă ajută oarecum fizicul, pentru că nu am pus kilograme pe mine. Care ar fi cel mai mare sacrificiu pe care l-ai făcut? Sunt multe pe care le-am făcut. Viața extrasportivă care practic a lipsit la mine, pentru că trebuia să nu pierd nopții, să mă odihnesc foarte bine, să mă hrănesc. Și cred că acesta a fost, nu știu dacă neapărat un sacrificiu, dar o responsabilitate, pentru că am vrut foarte mult să reușesc în cariera de jucător și până la urmă am făcut-o. Dar viața de familie a avut de suferit din cauza faptului că tu ai fost jucător? Nu. Nu a avut de suferit, pentru că fiind și plecat, dar oricum foarte mult acasă, am încercat să le îmbim pe amândouă și mi-au ieșit. Dar cum ați reușit să aveți așa o relație de lungă durată? Păi cu transparență, cu respect și cu iubire. Asta e lucrul cel mai important. Îți dai seama, după o relație de 17 ani, trebuie să muncești mult pentru a întreține lucrurile, bineînțeles cu bunăvoință, pentru că într-o căsnicie nu sunt numai lucruri extraordinare, numai lapte și mere, dar dacă este înțelegere și comunicare, toate se rezolvă. Și dacă mai e și o fetiță, atunci, da, cu siguranță... Destul de mare, da, este liantul perfect pentru o familie, un copil, și sunt fericit pentru asta. Cum te-ai descrie ca tată? Un tată indulgent, dar iubitor. Ce veți face acum că a venit vara? Veți pleca pe undeva? Da, eu aștept să încep licența pro. Mai am încă o categorie, ultima, de fapt, la școala de antrenori. Până atunci aștept și propuneri în calitate de antrenor, pentru că mi-am terminat contractul și, în același timp, dacă voi avea timp, am preconizat și o vacanță.